Această emisiune este sponsorizată de GEPRO. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Oameni cu Poveste. Vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Poveștile de altă dată se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice cosânzeană o mândră europeană. Iar fătrumosul acestei ere nu are cap, ci cai putere. Și totuși omul, avem norocul, mai poate să sfințească locul. Corneliu Berbentă. Stimați telespectatori, invitatul meu este domnul Dumitru Miron, profesor universitar doctor la ASE București. Domnule profesor, bine ați venit la a doua emisiune a noastră. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Oameni cu poveste. Rămâneți un om cu poveste. Povestea dumneavoastră se scrie încă și așa cum am procedat și la prima emisiune pe care am făcut-o împreună și vă mulțumesc, eu v-am ales, va urma. Marele om de cultură, Jean Barthes, spunea că uneori contează mai mult decât viața însăși povestea despre viață. Foarte frumos. Acum să vedem exact povestea dumneavoastră așa cum este ea. Așa cum este ea, reluând o parte din elementele foarte puțin pe care le-am prezentat în prima emisiune de telespectatorilor, adăugând de altele noi, pentru că de multe ori lucrurile noi sunt vechi și cele vechi sunt noi. Stimați telespectatori, mă număr printre cei privilegiați care l-au cunoscut personal pe profesorul, prodecanul, decanul, prorectorul, ministrul secretar de stat, Dumitru Miron. Cum să mă adresez? Atâtea caschete ați purtat cu demnitate, domnule ministru, domnule profesor, domnule decan, domnule prorector. Cel mai mult m-ar onora, stimate coleg. Dar pentru că am văzut emisiuni făcute cu mari oameni de știință și de cultură care au cerut ca declinarea să se facă cu funcția de profesor pe care au considerat-o cea mai prețioasă, dacă nu găsiți altă sintagmă, domnule profesor, ar fi cea mai bună. Iorga a avut de ales între salariul de prim-ministru și cel de profesor universitar și poziții și a cerut să îi se adreseze lumea cu domnule profesor și a ales salariul de profesor că era mai mare decât cel de prim-ministru. Stimați respectatori, după această morală, am să mă adresez invitatului meu, domnului profesor cu dragoste, rămânând pe domnule profesor. Invitatul meu, domnul profesor universitar dr. Dumitru Miron, economist ca formație, promoție 1981, șef de promoție. Felicitări! Mulțumesc! Doctor în economie, profesor la departamentul REI, REI este acronimul Relații Economice Internaționale, conducător de doctorat în domeniul economie și afaceri internaționale, conducător de doctorat merită acum să spunem, cel care ne privește dintr-o stea, profesorul Nicolae Sut. Indiscutabil magistru sau seniorul economiei și comerțului internațional. Tot ce am spus s-a întâmplat, se întâmplă la Academia de Studii Economice din București. Care peste zilele acestea, pe 6 aprilie, peste 3 zile, aniversează 105 ani de la înființare. Felicitări și viață lungă, cum se spune. Profesia de dascăl universitar, continuarea firească a vocației. Domnule profesor, mă onorează, practic, acest titlu, profesia de dascăl universitar, continuarea firească a vocației. De ce ați ales acest titlu? Pentru că dascăl e mai mult decât o meserie, este mai mult decât o profesie, deși nu vreau să cultiv infatuarea comparației de natură, să zicem, contrafactuală cu celelalte meserii sau profesii, dar în meseria noastră de transmițător de cunoaștere către tineri care pentru asta au venit la facultate, trebuie să avem dedicare, vocație, calități în plus decât acelea, enciclopedismul nu e necesar, nu este suficient. Deci profesia... Dar e necesar. Profesia este absolut necesar. Pentru un dascăl este esențial să aibă cuvintele la el, să
beneficieze de claritatea conceptelor cu care operează, să nu uite că gramatica se învață în clasele 5-8 și să se învață bine sau nu se învață deloc bine. Deci, meseria de dascăl e mai mult decât o profesie, este o continuare a vocației, a talentului incipient și a muncii. Mă obligat să apelez la citate. Viața însă și este un citat, revenind pe subiectul dascăl. Viața este un dascăl special care nu seamănă cu noi cei din mediul universitar. Pentru că noi cei din mediul universitar întâi sugerăm sau recomandăm studenților bibliografia și apoi le dăm examen. În viață este invers. Întâi te supune la examene și apoi îți recomandă bibliografia. Ioan Gură de Aur spunea, lucrarea dascălilor este mult mai grea și mai mare decât lucrarea mâinilor. Grigore Moisil, care ne privește dintr-o stea, un profesor bun, un dascăl bun, e cel care face ca lucrurile mai grele să se pară ușoare. Marele Moisil spunea că prietenia dintre un profesor universitar și studenții săi nu este una părintească, nici de frate mai mare, ci una bărbătească, în care fiecare răspunde doar de faptele lui. Și în sfârșit, Noica, sigur, sunt multe citate, spunea, de învățat înveți multe și de la toți, dar profesor, dască, nu e decât cel care te învață cum să înveți. Pliniu cel bătrân spunea că nicio carte nu e atât de proastă încât să n-ai ce învăța din ea. Asta le mai repet eu câteodată studenților, inclusiv cărțile noastre de comerț internațional, de politici comerciale, nu sunt atât de proaste încât să n-aibă ce învăța din ele. Am înțeles. Să știți că unii autori sunt citiți, alții sunt citați. Un coleg de-al meu, remarcabil cercetător, profesorul Valentin Cojanu, le recomanda doctoranzilor să citească mai mult decât citează. Nu mai intrăm în divagații, apropo, spuneam într-o emisiune pe care am făcut-o împreună, că ați citit mai mult decât ați scris. Și dădeați argumentele necesare. Vă mențineți această... Sigur, trebuie să citești mereu, ca să nu-ți pierzi exercițiul cititului. Perfect. Am selectat din bogata documentație pe care mi-a spus-o la dispoziție și foarte multe panseuri, sau să zic maxime. Totuși o să încep cu un panseu, rămânând în sarcina mea să le listez și pe celelalte acolo unde consider că este cazul. Așteptarea înseamnă decantare. Apele ne învață acest lucru, că ele sunt purtătoare de particule de nisip și la un moment dat particulele de nisip se așează. Deci dacă nu se așează particulele de nisip din apă, apa nu e limpede. Apa trece. Pietrele rămân. Dar și particulele de nisip trebuie să se decanteze pentru limpezime. În unele găsești chiar aur. Nu toți. Găsesc ca un noroc cu acesta. Și în sfârșit sunt un al doilea... căutătorii dedicați de filon. Și în al doilea panseu, care mie mi-a plăcut foarte mult, de altfel îl și regăsim pe această carte, eu aș zice de suflet, cel puțin din punctul meu de vedere, Dumitru Miron, profesor universitar doctor, este aproape toată viața dumneavoastră sau povestea vieții în această carte cu ocazia titlului de doctor honoris causa pe care l-ați primit de la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. A fi și apoi a avea. Gramatica vieții mele. Păi dumneavoastră sunteți vinovat, pentru că vinovat și de propunerea mea pentru a beneficia de onorantul titlul de doctor honoris causa al prestigioasei Universități Petrol și Gaze din Ploiești. Dar tot dumneavoastră m-a sforțat să propun ad hoc așa o... Nu v-am forțat, a fost o desintagmă emblematică și nu o mi-a... O dulce povară, n-am găsit alt ritm, deci n-am... Foarte frumos, avut... mie mi-a plăcut și vă citez ori de câte ori am ocazia. Și nu este doar o figură de stil, ci este un crez. Unii doresc să aibă, să acumuleze bunăstare, elemente de motivație extrinsecă, alții doresc să știe.
Adică să acumuleze elemente de motivație intrinsecă. Domnule profesor, poate avem noroc și în această emisiune îi prindem pe toți cei trei telefoniști, nu o să le dau numele, o să-i prezint pe parcurs. Aștept cu plăcere să intrăm în legătură cu domniile lor. Sigur, sunt foarte curios, bănuiesc că și dumneavoastră, să aflăm ce vor spune despre domnul profesor universitar, dr. Dumitru Miron. Să începem. Orice drum lung începe cu primul pas. Eu rămân la noțiunea de nanoportret și în această emisiune cu dumneavoastră. Vă asigur că numai nanoportret nu este. Și o să vă rog să îmi permiteți foarte succint să prezint câteva esențe tari din CV-ul dumneavoastră complex, repere biografice. Generația 57, 20 august 1957. Este oltean din Oteșan de Vâlcea, deci Ot Vâlcea, partea dreaptă a Oltului. Da. Primul în toate formațiile de studiu în care a făcut parte. Școala generală, liceu, facultate și nu doar atât. Vom comenta, eu spun, pe parcurs sau dacă doriți să spuneți ceva acum, puteți spune. Deci rămâneți în top. Primus inter pares, am fost primul între egali, niciodată nu am vrut să mă detașez, deși cărțile despre leadership spun că liderul trebuie să se însingureze. Și să știe să se însingureze. Adică să facă primul pas în față pentru ca după aceea frumos echipa să-l urmeze. În anul 1981, deci ați venit de la liceul economic Râmnicu Vâlcea, unde a semnat șef de promoție, ați intrat printre primii la ASE, la facultatea REI, totuși. Comerț, se numea, da? Facultatea. În cadrul ASE București, pe care ați absolvit, am spus de la început, cu media 9,98, puțin a lipsit din 10, știm și de ce, limba era rusă. Era bine să fi lipsit mai mult, ca să nu creadă lumea că îi fi vreun extraterestru. Pentru că notele se obțineau greu atunci. Foarte greu, foarte greu. Ca șef de promoție, felicitări. Ați avut o dublă repartiție? Vă mai amintiți unde a stat 2 ani? La întreprinderea economică de odihnă, Znagov. Pentru că profesorul Nicolae Sută, care era șeful catedrei, după repartiția la catedră de relații economice internaționale, mi-a zis: Miron, ia-ți pe undeva prin împrejurim, că îți dau ore în perioada stagiaturii. Și noi am fost promoție norocoasă, 1981. Promoția care n-am mai avut la repartiție locuri în orașe mari. Deci, și centre muncitorești. Deci, în 1981, printr-un decret al statului, s-a decis ca toți absolvenții să nu mai primească reședințele de județ. Atunci cele mai aproape de București, 3 locuri la repartiție, deși eram șef de promoție, au fost unul la IEO Znagov, că era în comuna Znagov, al doilea la Jilava, la fabrica de cauciuc, pentru că era în comuna Jilava, și al treilea la Buftea, că era orășel mic. Și atunci am luat unul din ăstea trei. Ăsta e motivul pentru care am ajuns la IEO Znagov. Când am luat la repartiție, nu știam ce înseamnă IEO. După aceea mi-a spus doamna profesor Zadig de turism că înseamnă întreprinderea economică de odihnă. După 2 ani ați revenit la ASE, la REI, ca asistent stagiar, încă un an. Și n-ați mai plecat. O fi fost nevoie de mine, m-am atașat eu profesional și sufletez de citadela numită ASE, nimeni nu știe de ce n-am mai plecat. ASE înseamnă destul, da? Sunt destui ani care s-au adunat de atunci. Bun. Ca mulți dintre noi, m-am introdus și eu aici și am început cariera universitară ca asistent la departamentul REI. Atunci catedra de REI. Da? 1983-1990. A trebuit să stați totuși aproape 8 ani, parcurgând din 4 în 4 ani apoi toate treptele academice. Lector, conferențiar, profesor universitar la 40 de ani, de 2 ori 20 de ani. Da, am fost unul din destul de tinerii profesori universitari ai ASE-ului, dar în alte vremuri. Probabil că dacă nu se schimbau vremurile în 90, la vârsta de 40 de ani,
ajungeam cel mult lector, cum au ajuns colegii de dinainte, pentru că distanțele între grade didactice în perioada de dinainte de 89 erau lungi. Cu alte cuvinte, în logica decantării de care am vorbit mai devreme, se stătea mult la decantare pentru limpezire. Da, dumneavoastră, așa cum am spus la început, așteptarea înseamnă decantare. Am o curiozitate, ca profesor, sigur, ați preluat anumite discipline, dar ați și creat altele, mă refer pentru formele licență și masterat. Ce cursuri noi ați creat? Foarte pe scurt. Deci, odată am fost tânăr, mai des mai puțin tânăr, dar neliniștit am rămas mereu ca să mă scriu în logica young and restless, tânăr și neliniștit. Am fost unul dintre cei care a contribuit la introducerea disciplinei Economia Uniunii Europene sau Economia Integrării Europene în urma unui proiect ACE FARE și am și scris primele cărți de economie a Uniunii Europene sau le-am coordonat. Am introdus disciplinele de guvernanță economică globală pentru că lumea de astăzi trece din logica relații politice în guvernanță. V-am introdus ca decan și consider în continuare că e necesară în planul de învățământ al programelor de studii economice disciplina de dezvoltare a gândirii critice și creative. Frumos. Astfel încât, sigur, sistem comercial internațional, sunt neliniștit pentru că de fiecare dată când am introdus un program nou, sunt unul din inițiatorii programului de master intitulat Diplomație în Economia Internațională la facultatea pe care o conduceam. Când am fost decan, nu m-am mulțumit. 4 ani, 2012-2016. Nu m-am mulțumit cu starea de fapt. Am fost inițiatorul procesului de aducere la Academia de Studii Economice a unui program de limbi moderne aplicate, adică din domeniul filologie. Am acreditat programul de învățare a limbii române pentru studenții cetățeni străini, tot la Facultatea de Relații Economice Internaționale. Deci sunt câteva fapte bune. Care însă nu rămân niciodată nepedepsite ca orice fapte bune. Da. Conducător de doctorat din anul 2000, prezent, am o curiozitate și aici, o întrebare. Am văzut că suportați întrebările. Mie îmi plac și răspunsurile. Câți doctori din cei 22 își mai amintesc de dumneavoastră, domnule profesor? 22, am numărat eu bine? Da. Și mai sunt unii care sunt pe drumuri, care vin, da. Păi, în general, nu vreau să o pun cu ironie, prietenul la nevoia lui se cunoaște, zicea cineva. Și eu am preluat sintagma aceasta, și ca atare, își aduc aminte întotdeauna, doctoran, zic că mai au nevoie de o recomandare pentru o mobilitate în străinătate, de un sprijin pentru a promova și așa mai departe. De regulă am avut și am păstrat o relație corectă cu doctoranzii mei și își aduc aminte din când în când, unii mai des, alții mai rar, dar n-am fost uitat de niciunul dintre doctoranzi sau aruncat peste bord, ceea ce arată că relaționarea curriculară și extracurriculară au fost corecte și trainice. Și sinceră. Sinceritatea... E periculos să fii sincer? Păi, tot Moisil spunea că prieten adevărat e cel care îți arată slăbiciunile, nu ți încurajează, să zicem, elementele superficiale, de aceea și-aduc aminte cu emoție, pentru că sinceritatea a fost manifestată în relația cu doctoranzii în sensul de dat înapoi cu multe corecturi, lucrarea de doctorat și alte lucruri de acest gen. Deci e greu să mă uite cineva care a dat examene cu mine. Știți că și uitarea e scrisă în legile omenești? E scrisă în legile omenești. Dar romanțele pentru mai târziu. Vă plac romanțele. Sigur. Aș vrea să prezint celor care ne urmăresc o confesiune cu acordul dumneavoastră. Da, dumneavoastră. Și fără acordul nostru puteți să faceți. Am fost, citez, un norocos al vieții pe toate palierele educaționale pe care le-ați enunțat. Referențialii educaționali s-au numit. Îi citesc eu și aș vrea câteva comentarii. Vasile Bogzan, al lui întâi. Bozga. Bozga.
Ion Rucăreanu, toți profesori universitari, anul al doilea, Nicolae Sută, de care vom vorbi, aș vrea să-l și evocăm, așa cum am discutat, în anul al treilea, Vasile Ioța, în anul ultim, în cel de-al patrulea an, și probabil mai sunt și alții. Aproape, dacă nu exagerez, toți dascălii cu care m-am intersectat curricular în cei 4 ani de facultate au fost referențiali în felul lor. Pentru că completitatea formării mele cultural-profesionale a presupus și pe Gică Popescu, la care am învățat contabilitate, a presupus și pe Iacob Ionașcu, profesorul de merceologie, pe profesorul Dumitru Dima, de altă merceologie. Ne oprim aici, foarte frumos, departe, ca să nu greșim. Da, ceea ce este exemplar e că mi aduc aminte cu plăcere pe absolut toți și pot să îi prezint din memorie, n-am uitat niciunul din dascălii mei, nici măcar pe cei de la seminari. Nici studenții dumneavoastră nu uită cu cine au făcut cursul de, ceea ce spune ceva. Dacă dascălii își fac meseria cu adevărat, nu sunt uitați. Dacă nu, sunt uitați ușor. Am o întrebare. Puteți să nu-mi răspunde. Domnule profesor, pe care din acești domn profesor pe care i-ați nominalizat, ați dori să-i clonați? Pe lista clonelor s-ar înscrie, în primul rând, profesorul Sută Nicolae, dar nu în al doilea rând, unul dintre intelectualii de un rafinament special, pe care nu l-am pomenit, e vorba de profesorul Gheorghe Dolgu, care a fost și 8 ani de zile rectorul ASEU-ului, un diplomat de carieră, cu reputație, un intelectual de o respirație și de o eleganță extraordinară. Un șarm special. Ar merita clonat un astfel frumos de intelectual. Ne privesc dintr-o stea. Și este bine ce faceți. Aș vrea să rămânem foarte puțin acum asupra unui altui subiect important, teza dumneavoastră de doctorat, care, mărturisindu-mi, a avut o odisee. Conducător științific, profesorul Nicolae Sută. E un cuvânt cheie în emisiunea noastră. Da, pentru că doctor din 98, da? Programul meu doctoral s-a desfășurat la confluența dintre lumi. Am admis în 1998, după o tentativă nereușită în 94, în 84, am admis în 1988, în condițiile în care se scoteau locuri la doctorat din 4 în 4 ani, au fost 2 locuri la doctorat în 84 și 3 în 1988 și numărul de candidați era de 36. Și atunci am admis cu o temă care era stabilită de la Consiliul de Stat al Științei și Tehnologiei. Era vorba de relațiile comerciale ale României cu țările socialiste, membre CAER. După 2 ani de zile de parcurs doctoral, s-au schimbat lucrurile în plan societal, CAER-ul s-a desființat și recomandarea profesorului a fost să schimb tema. Deci, cu alte cuvinte, în 90, la început, a trebuit să optez pentru altă temă. Am luat analiza relațiilor politicilor comerciale, ale reformei politicilor comerciale, ale țărilor ex-socialiste în condițiile tranziției la economia de piață. Deci. Ce membri în comisie ați avut când v-a susținut de doctoratul ăsta, conducătorul Nicolae Sută? Am avut o comisie remarcabilă, a făcut parte din comisie profesorul Nicolae Sută, profesorul Ovidiu Rujan și din afara instituției noastre a fost doctorul Nicolae Nistorescu de la Institutul de Economie Mondială și a mai fost profesorul Gheorghe Ciobanu de la Cluj. Aș vrea să mai facem un pas important, să spun telespectatorilor că activitatea publicistică este de invidiat. Poate greșesc eu dacă numărul peste 50 de articole și studii în reviste de specialitate din România, peste 80 de comunicări științifice la manifestări științifice din țară străinătate și ca autor principal, coautor, peste 25 de cărți de referință în domeniile pe care le-am spus.
Aș vrea să vedem câteva imagini, dar nu înainte, ce aveți pe desktop? Aveți o carte, da? Numeroasele ediții, că economia integrării europene e de vreo 6 ori, nu remultiplicată, ci scrisă în... E una dintre ele. Una dintre ele, pe care o regăsim și aici. Iată, aceasta este prima carte. Este prima carte la care dar nu apăreți pe copertă. Am fost invitat ca și coautor al unui capitol. Eu și cu doamna profesor Sută Sultana figurăm pe coperta exterioară, pe coperta 2. Dumneavoastră ați preluat cursul de comerț internațional de la mentorul dumneavoastră. Da, da. Frumos. Aceasta este o lucrare pe care am publicat-o la editura Universității Petrol și Gaze, pentru că ea era suport de curs pentru cursanții de la Antena Ploiește a Institutului Superior de Dezvoltare, Institutul Național de Dezvoltare Economică, un masterat cu CNAM Paris. Știu că a susținut foarte mult timp de Ploiești. Eu eram prorector, dumneavoastră erați n-am prorector. Susținut. Mi-am făcut datoria. Ați venit ca profesor și eu vă mulțumesc și pe această cale. Am predat cu mare plăcere comerț exterior la... Petroliștilor. Dacă în mare majoritate. Deci, cursanții mei sunt niște personalități remarcabile. Am înțeles. Au ajuns prorector, director general de compet, deci era o cohortă greu egalabilă. Să salutăm și pe Liviu Irașidea. Aceasta este prima ediție a Economiei Integrării Europene, varianta litoase, pentru că s-a introdus cursul și pentru ca studenții să aibă din ce învăța, evident că am litografiat-o, așa erau. Da, vremurile. Să mai vedem. A fost prima carte, deci asta nu e un curs universitar, este o carte de autor. Se vede ca profesor. Era necesară da. Pentru da, da, trecerea da. La gradul integrarea de profesor și regional. Integrarea regională ca o lucrare de specialitate. O altă ediție în editura Luceafăru, coordonator cu un colectiv remarcabil a economiei Uniunii Europene. Prima carte de comerț internațional de autor, continuarea celor pe care le-a coordonat profesorul Sută, după ce domnia sa n-a mai publicat. Deci un urmaș demn de înaintaș. Care s-a străduit să fie demn de înaintaș. Nu știu dacă am și reușit. Ați reușit. La fel și cu politici comerciale. Această carte face parte dintr-o colecție de lucrări de specialitate publicate în cadrul unui proiect desfășurat în cadrul Agenții Universitaire de la Francophonie. Economia Integrării Europene, o altă ediție. Cu Mihaela Cibian era studentă. Aceasta e mai nouă, e vorba de 2013, comerț internațional într-o variantă mult îmbunătățită, coordonată de mine și profesorul Cojanu, și volumul 2 al acelei cărți, lansat cu ocazia Târgului Gaudeamus din noiembrie 2017. Deci suntem la zi, cum se zice, da? Da. Deci sunt lucrările pe care le punem la dispoziția studenților neexpirate deja. Ce cărți așteaptă să fie scrise, domnule profesor? Acum ar fi timpul să scriu cărți, pentru că până acum am scris cursuri universitare. Cursurile universitare, sigur că au un anumit format, categoric. Sunt realizate într-un anume registru metodico-didactic. Sunt câteva cărți care așteaptă să fie scrise, cum ar fi, de exemplu, o carte în care intenționez să analizez șansele de a rămâne, de ca Uniunea Europeană să rămână o mare putere economică la nivel global. Este una dintre intențiile mele. Vreau de asemenea împreună cu câțiva colegi să scriem un tratat de comerț internațional, să punem împreună. Lucrăm împreună cu academicianul Zaman și cu domnul Ionescu Mihai de la președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor la o lucrare despre istoria comerțului românesc care să fie lansată în anul acesta al centenarului. Deci analizăm 100 de ani de comerț exterior românesc. Ați afirmat că acum a sosit vremea scrierii cărților. Memoriile când o să vi le scrieți? După ce ies la pensie, peste 5 ani. Vă pregătiți pensia? Sigur. Dacă viața îmi va permite să mă bucur de ea, vreau să mă bucur cât se poate de la momentul T0.
Vreau să vă mai pun o întrebare și dumneavoastră. Am mai întrebat pe câțiva, dar n-am obținut un răspuns bun. Domnule profesor, nu vă tentează să scrieți o carte despre aflarea întreabă la români? Petre Țuțea a încercat o teză de doctorat și n-a reușit. Marele gânditor Petre Țuțea a surprins perfect specificitatea poporului român. Aflarea întreabă la români. Nu mă tentează să scriu astfel de carte pentru că nu mă pricep, sunt profund amator. Și dacă ați găsit un doctorant care ar fi dispus? Nu l-aș îndruma. Nu l-aș îndruma. Pentru că și-ar risipi resursa, n-ar ajuta la nimic citirea acelei cărți. Pentru cei care nu se află în treabă, n-ar ajuta la nimic. Pentru cei care sunt damnați de asemenea, nu cred că ar fi bună o carte cu aflarea în treabă la români. Teoretizarea defectului. Invitatul meu a adus importante contribuții la dezvoltarea mediului educațional, cultural, economic și social din România în cadrul mai multor proiecte, peste 20, obținute prin competiție, ca director de proiect sau ca membru în echipe de cercetare. Mi-am mai notat eu, până îl prindem la telefon pe domnul prorector, nu? A fost aproape 18 ani prorector al ASEU-ului. Unul dintre cei mai și am un respect deosebit. Cei mai exemplari conducători din ASEU, un om de o frumusețe morală și profesională greu egalabilă, cu niște principii exemplare. Deci o să-l ascultăm și mă bucur acest portret în avans. Am fost 8 ani de zile vecin de ușă cu domnia sa și m-a onorat acest lucru să fiu un fel de epigon al profesorului Darda. Coordonator, raportor sau membru numeroase consilii și organisme la nivel național, internațional, pentru orientări strategice în domeniu, precum cel academic și economic. O listă, membru, care din aceste caschete? Sunt aproape un fel de Trahanache, așa, membru al n-am zis eu. Iată că avem deja imaginea, numai imaginea domnului profesor. Îl avem la bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Sunt onorat să vă aud, nu v-am mai văzut, cred că de vreo 10 ani de zile. Îmi face mare plăcere și cu bucurie vă spun că în studio se află domnul profesor universitar Dumitru Miron. Sunt încântat să vă aud. Știți că uitarea e principala funcție a memoriei. Și sunt bucuros că în studio dumneavoastră se află bunul meu coleg, profesorul Miron. Domnule prorector, o să vă spun prorector pentru că așa rămâneți în memoria mea. Am o rugăminte la dumneavoastră. Și ce vreau să vă spun? Nu. Dincolo de funcțiile acestea care sunt pasagere în viața și în călătoria noastră prin viață, ce mai important este că rămân, știu că sunt profesor și atâta tot. Restul sunt lucruri minore în viața mea. Mă bucur foarte mult, unii le scriu pe cruce, nu-i cazul nostru. Domnule profesor, domnule profesor, vă rog să-mi vorbiți, vă rog, multe cuvinte puține despre omul din doctorul în economie, Dumitru Miron, omul din profesorul de la Departamentul de Relații Economice Internaționale, omul, așa cum l-ați cunoscut dumneavoastră și cum doriți să ni-l descrieți. Vă rog. Păi, în primul rând să vă spun că eu am o vorbă. Să știți că nu eram pregătit. Eu am crezut că va trebui să dau ceva scris, așa că m-ați luat pe nepregătite, dar nu e nicio problemă. E adevărat, scrisul rămâne, dar și emisiunile rămân. Da, rog. Categoric. Știți cum se zice? Și am eu o vorbă, domnule... Aveți multe vorbe, povestea vorbe. Vă rog frumos să nu ne iasă vorbe, totuși. Vă rog. Da. Nu pot să atârg gura lumii niciodată. Foaie verde, lobodă, gura lumii slobodă. Mă provocați. Da, vă rog, aștept portretul dumneavoastră. Lumea e multă, dar oamenii sunt puțini. În această a doua categorie îl integrez pe profesorul și colegul meu, Dumitru Miron. Ce pot să vă spun dacă aș face un bilanț sumar al activității didactice a profesorului?
îmi dă așa o imagine foarte clară a potențialului științific și creativ al profesorului Miron. Spun asta pentru că noi am colaborat foarte mult în funcțiile care le-am deținut, am fost foarte apropiați. Domnia sa are o experiență bogată în scrierea de cărți, de manuale, de tratate, de monografii, de studii și articole publicate în reviste de specialitate de largă respirație în plan național și internațional. La toate astea se adaugă calitățile sale de director și membru în echipe numeroase în contracte de cercetare obținute fie prin competiție, fie prin mediul de afaceri. Dar dincolo de acestea, ce aș vrea să spun în plus, domnia sa are vocația omului de carte și a cercetătorului. Sigur, la care aș adăuga și calitățile sale manageriale și profesionale de excepție. Așa, din câte l-am cunoscut eu, pot să afirm cu toată fermitatea că profesorul Miron iubește mai cu seamă activitatea de predare. Dorește să simtă mintea studenților, să-i provoace și să le deschidă, dacă vreți, noi orizonturi în domeniul cunoașterii. L-am cunoscut în diverse împrejurări, chiar de la pupitrul amfiteatrelor, și am remarcat, dacă vreți, maestria didactică, harul pedagogic și conținutul științific, care, sigur, conferă succes tuturor prelegerilor sale. Eu, în calitate de coleg, aș putea afirma la maniera că este colegul, dacă vreți, generos, atât al celor din generația sa, cât și a celor tineri. Și este modelul de succes pe termen lung, dobândit, sigur, prin trudă, perseverență și demnitate. Ce am mai remarcat cu domnia sa în lungile discuții care le-am avut, este, dacă vreți, eruditul dotat cu un rafinat simț al umorului și al eleganței, a excepționalii sale disponibilități pentru semenii săi. Ce să vă mai spun, că revenind, nu am o logică foarte penetrantă așa, dar cred că ursitoarele l-au hărăzit cu o stea strălucitoare, apropiindu-i astfel de a ilumina lunga sa călătorie prin viață. Cariera sa este una, dacă vreți, demnă de invidiat. Profesor universitar de prestigiu, cercetător științific de 24 de carate, aș spune, demnitar cu rang de ministru, manager excepțional și peste toate un mare om și un mentor pentru multe generații de tine. Este, dacă vreți, un spirit meticulos și analitic, exigent cu cei din jur, dar mai ales cu sine. Profesorul Miron a croit drumuri, a rafinat cariere și a șlefuit caractere ale multor, multor generații de studenți. Dacă puteți dacă aș putea să mai adaug ceva... Vă rog! Viața profesorului Miron, aș spune că se identifică cu istoria mai veche sau mai nouă a Academiei de Studii Economice. Frumos! A fost și este atent la mersul lumii, preocupat și implicat, și asta o spun de pe poziția funcțiilor care le-a deținut în universitatea noastră și la minister, preocupat și implicat decisiv în desfășurarea marilor evenimente care au marcat transformările din învățământul superior românesc, dar în deosebit din cel economic. A fost deschizător de drumuri al marilor schimbări, al deciziilor majore pentru desirea SE.
este un autentic, să știți, creator de școală. Domnule prorector, domnule profesor, sunteți un portretist admirabil. N-am știut că posedați astfel de instrumente. Să-l lăsăm și pe invitatul meu să aibă ultima verba, nu înainte de a vă mulțumi sincer pentru cele rostite. Vreau să mai adaug ceva, dacă adăugați, vă rog, nu deranjați. Fără să exagerez, și cariera profesorului Miron este unică și cred irepetabilă. Aș mai adăuga așa că conduita sa poate să fie oglindă pentru, și este oglindă, n-aș zice și icoană, dar merge pentru că acum sunt sărbătorile pascale și se potrivește de minune pentru șlefuirea caracterului și spiritului tuturor celor care au avut șansa să-i fie prin preajmă și, aș zice așa, în aura sa formativă. Vedeți, domnia sa de la agora academică s-a dus spre zona, hai să spunem, funcțiilor publice și cred că a fost o bună șansă pentru școala economică românească de a avea în domnia sa un bun manager. Ați rostit un adevărat laudațiu, domnule prorector. Acum, vă rog frumos, vă rog frumos, să-l ascultăm și pe domnul profesor Dumitru Miron. Da, cu multă plăcere. Nu mai am cuvinte. Cred, da. Totuși, vă rog să căutați câteva. Văzând ce portret mi-a făcut excelența sa, profesorul Dardac, care este de departe și incontestabil un deținător al tuturor acelor calități pe care mi le atribuie mie, mult mai solide, și n-aș putea să spun decât că ce a spus dânsul despre mine se referă și la ceea ce mai trebuie să adaug pentru a mă ridica la acel nivel. Deci a fost ușor să vă caracterizeze. Nu, a fost aspirațional, este făcut acest lucru, dar eu am stat 10 ani ușe în ușe cu profesorul Dardac. Ca prorector. Ca prorector. Am ajuns prorector al ASEU-ului și, în primul rând, datorită domniei sale. Eram prodecan și am colaborat ca prodecan cu prorectorul Dardac și domnia sa m-a invitat, m-a sfătuit să candidez și mi-a spus că mă așteaptă. Și aș vrea să spun un lucru, ce pentru onoarea cea mai mare care mi-a fost făcută, este că și-a mutat biroul de unde l-avea dânsul, era prorector, într-un alt loc care mi se repartizase mie ca să fim ușe în ușe. Foarte frumos, da. Foarte frumos. Și tot timpul ușile dumneavoastră au fost deschise. N-am cunoscut un om de o frumusețe morală și de un comportament deontologic și etic, de o corectitudine exemplară, cum este profesorul Dardac. Să-l invităm într-o emisiune, la Oameni cu Poveste. Vă rog, da? Frumos să-l invitați, pentru că are extrem de multe lucruri să vă spună. Domnule prorector, o plăcere să continuăm, dar știți legile televiziunii. Știu. E greu să împarți și sărăcia și timpul. Domnule profesor, admirabil. A fost o alegere fericită, mă felicit că l-am ales. Și eu mă bucur foarte mult. Să intrăm într-o scurtă pauză. În partea a doua a emisiunii Oameni cu Poveste, invitatul meu este domnul profesor universitar doctor Dumitru Miron de la Academia de Studii Economice din București. Domnule profesor, suntem la mijloc. Suntem la mijloc, sper să ieșim cu bine. Între, nu la mijloc. Între. In between, zic englezii. Da? Între. Și aș vrea să continui puțin cu prezentarea dumneavoastră cu alte esențe tari. În paralel cu activitatea didactică și științifică, ați desfășurat și o importantă activitate de conducere academică. În calitate de prodecan, 10 ani, prorector, 12 ani, 2002-2012, decan, 2012-2016, un mandat. Întrebare. Care au fost cei mai frumoși ani din cei 26, i-am adunat eu, de ani, pe care i-ați dedicat managementul universitar de la ASEU?
Cei mai frumoși au fost cei de la început. Am fost 10 ani prodecan al facultății. Pălmași, cum spuneați dumneavoastră odată, păi, eu zic fără ipocrizie că a fost nevoie de mine și nu m-am vârât niciodată în față, n-am Știu dat asta, niciodată dar, din coate ca să ajung acolo. Am fost chemat, invitat sau sfătuit. Cum v-am spus, prorector am ajuns pentru că profesorul Bran și cu profesorul Dardac... Cel mai tânăr prorector în timpul mandatului domnului Bran, da? La acel moment, la da. La acel moment, da? Cu 8 da. Ani mai tânăr decât ceilalți... Decât ceilalți membri ai echipei de am reținut acest lucru. Domnul Bran, pentru care aveți un respect deosebit, toți avem un respect deosebit... Domnul Bran, pentru că mă cunoștea ca prodecan, a zis, dom'le, vreau să vii în echipa mea... Să candidez, pentru că noi candidam atunci. Da. M-a sfătuit, m-a încurajat să candidez. Dar nu era să alegi, da? Și să fiu ales prorector. Dar cei mai frumoși ani au fost primii doi, între 90, toamna lui 90 și 92, pentru că se reînființa Facultatea de Relații Economice Internaționale desființată abuziv în 1977. Eu eram un produs al acelui context, pentru că dădusem admitere în 1976, ne-a luat în armată și când ne-am întors nu am mai găsit specializarea relației economice internaționale și am făcut comerțul cu un plan de învățământ foarte bine structurat, dar în aia 2 ani a fost greu și frumos în același timp pentru că am condus facultatea după alegerile din Consiliul Facultății din toamna lui 1990. Am condus facultatea întâi dintr-un sediu provizoriu, semnam primele documente pe o cutie de frigider și ne-am amenajat încet, încet. Sigur, fiecare dintre treptele pe care le-am parcurs au avut frumusețea lor. În perioada ianuarie 2005, noiembrie 2007, ați părăsit pentru această perioadă, ați fost ales, ați fost nominalizat, ASEO, pentru funcția de ministru secretar de stat pentru învățământul superior și integrarea europeană din Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Așa adăugau eu, ca o recunoaștere a competențelor și abilităților profesionale. O întrebare. Dacă funcțiile politice sunt o recunoaștere a competențelor, zic da. De cele mai multe ori nu sunt. Sub câți miniștri a trăit, domnule ministru, secretar de stat atunci? Știți, te-mi aduc aminte din tinerețea mea liceală că profesoara noastră de română ne spunea niște versuri despre Marele Iorga. Da. Versurile acelea sunt următoarele. Mă rog. Era înalt ca un proțap și avea barbă ca de țap, a trăit sub trei regi și avea toți copiii blegi. Așa eram, nu vreau să supăr pe nimeni spunând aceste lucruri. Frumos, interesant, niște da? Versuri v-au marcat versurile. Epigramă ironică. Da? Aș putea în același registru să spun că am fost și eu secretar de stat sub trei ministri. Deci am zis bine totuși, da? Mihai, deci... Ministrul Mircea Miclea, da? Ministrul Mihail Hărdău și ministrul Mihai Cristian a Domniței, pentru că erau combinații politice specifice, cum este și firesc. Eu am ajuns secretar de stat pus pe algoritmul politic acolo, dar... Cu statul tehnocratic, nu? Pentru că nu aveam implicare politică, am putut rămâne și după ce s-au tot schimbat combinațiile. Asta a fost. Și probabil că am fost util acolo la învățământ superior, în momentele în care se redesena tabloul educațional românesc, se introduceau ciclurile Bologna. Pentru acest lucru, unii colegi mă critică, alții mă... felicită, realitatea este rogvaiv, nu este bine. Gura lumii, cum spunea domnul prorector, slobodă. Da. Domnule profesor, o să zic domnule ministru acum, în această perioadă densă, ați avut și momente sensibile prin care ați trecut? Foarte multe momente sensibile. Câteva, vă rog. Păi vă dau un exemplu. Ca să ne sensibilizați și pe noi. Deci în momente, nu numai sensibile, în momente complexe, de mare încărcătură, nu numai ideatică și curriculară, ci și de încărcătură extracurriculară.
Ministrul Miclea, care a fost un intelectual rafinat și este un intelectual rafinat, un inovator în ale învățământului, împreună cu echipa sa, din care făceam parte, am decis să destufoșăm un pic tabelul specializărilor din învățământul românesc, unele dintre ele fiind chiar eratice sau chiar anecdotice. Și atunci, de la câteva sute, multe, 400-500 de specializări, de programe de studii, am vrut să ajungem pe la 180, 150, 180. Și ați reușit? Cu dificultăți foarte mari, cu ajustări în de ultimă clipă, am reușit. Cu tăieri la rădăcină? Am reușit să supărăm multă lume, inclusiv toată ierarhia ecleziastică, pentru că decisesem să nu prindem în acele specializări teologia socială, considerând noi că există asistență socială ca specializare și teologie ca altă specializare, combinația dintre ele ni s-a părut nefirească. Și asta ne-a condus la primirea de critici și reproșuri și memorii de la începând cu Patriarhul Teoctist până la toată arhitectura ecleziastică. Dar un moment, ca să nu o lungesc, un moment sensibil a fost când am ajuns la limbă și literatură, la limba maternă, la limbi moderne aplicate. Era atunci prim viceprim-ministru și coordona sistemul de învățământ, domnul Marco Bello, și proiectul nostru de hotărâre de guvern trebuia să primească avizul și era o diferență de abordare. Deci domnul Marco Bello sugera întemeiat să avem specializarea limba și literatura maghiară, de aveam limba și literatura română și erau oamenii, deci omul de cultură, Marco Bello, avea argumente solide, spunând că limba maghiară nu e limba străină, că era limba și literatura română și limbi străine. Și domnia sa spune, limba maghiară pentru noi nu e străină și atunci nu ieșeam din paradigma, adică nu puteam să avem limba și literatura maternă, pentru că și limba română era maternă, deci nu puteai să pui limba și literatura română și apoi limba și literatura maternă. Corect. Soluția pe care am găsit-o la guvern, am fost trimis de ministrul Miclea să rezolv problema în discuția, ca asta îmi spune mie, când oamenii sunt inteligenți și educați și dispar elementele politice sau se estompează. Eu am propus atunci să se numească specializarea limbă și literatură punct, cu asterisc și se va, de desubt scria, se va preciza limba în care se desfășoară programul de studii. Și așa a rămas limbă și literatură, care e specializarea, și apoi a fost limbă și literatură română, maghiară, germană, ebraică, deci este un moment în care creativitatea și pozitivismul în abordare ajută la depășirea impasurilor. În acea perioadă cât a fost ministru secretar de stat, dacă nu greșesc eu, ASEU a câștigat foarte multe proiecte, atât prin competiție, atât la nivel național, cât și internațional. Ați avut vreun merit? Niciunul. Pentru că, după cum generalul de Gaulle spunea că cei care îndeplinesc funcția de comisar european trebuie să fie apatrizi, la fel și, după părerea mea, și oamenii desemnați sau aleși în funcții de conducere ar trebui să estompeze subiectivismele sau interesele locale. ASEU a câștigat și o problemă statistică doar, numai datorită meritelor comunității universitare. Este un lucru chiar contraproductiv atunci când la capătul pixului care alocă fonduri se află mâna unuia de-al nostru, cum s-ar zice, ea tremură când este nevoie să aloci banii ASEU-ului. Pentru că de multe ori am avut mai multă reticență sau mai multă grijă când repartizam banii către ASE, să nu cumva să poată fi interpretat de cineva că am dat nemeritat de mult și am dat uneori, am dat chiar mai puțin decât ar fi. Pentru că totdeauna în viață dai în cei mai dragi. Da. Am înțeles. Meritele noastre au fost recunoscute prin acordarea multor diplome de excelență sau de merit, așa să mă opresc și îl rog pe Andrei, doctor honoris causa, materialul,
asupra acestei diplome pe care ați primit-o de la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești, un moment foarte drag mie. Am fost alături de dumneavoastră și sunt alături și voi fi tot timpul. Deci suntem la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești în 2015, dacă nu greșesc eu, da? Da? Și avem două imagini, da, 2015. Iată, și eu am această carte, A fi și apoi avea, Gramatica vieții mele. Și aici sunteți cu diploma în braț, într-un amfiteatru de suflet. Aș fi ipocrit să spun că nu-mi place recunoașterea activității mele, ci dimpotrivă, dar o spun cu toată onestitatea. Nu mi-a plăcut niciodată să alerg după false recunoaștere ale notorietății sau ale... Sunt convins de asta. De aceea mi s-au propus de multe ori, am fost invitat să accept să fiu doctor honoris causa, mai ales când eram secretar de stat, erau invitații multe. Și ați rezistat, atunci să refuzați. Le-am refuzat pe toate pentru a nu se interpreta. Frumos, da. Nici nu m-am însurat în anul 4 de facultate, deși erau multe oportunități, pentru că am avut temerea că dacă mă însur atunci, fiind șef de promoție, cineva m-ar lua de bărbat doar pentru că am medie mare și o trag, era o regulă, știți foarte bine. De aceea nu am căsătorit nici asta, însă, și știți bine cu câtă dificultate am acceptat, pentru că... Știu, foarte bine știu. Nu că nu m-a onorat extrem de mult Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, dar am văzut șirul de doctor honoris causa și cu toată onestitatea consideram că am dificultăți să mă înscriu. Eu, întâmplarea la dumneavoastră la Petrol și Gaze a făcut să fiu făcut doctor honoris causa după Basarab Niculescu. Adică vă dați seama că, făcând comparațiile, mă consideram un epigon și de-aia nu doream. Sau am cedat cu dificultate. Mă onorează. Este singura poziție. Nu, eu eram prorector atunci când s-a propus în Birex, în birou executiv. Eu am propus, nu a fost nicio împotrivire și la fel Senatul a aprobat în unanimitate. Eu vă felicit sincer. Mulțumesc. Și de altfel ați rămas fidel Universității Petrol Gaze Ploiești și acum... Știți, esențele tari se țin în flacoane mici. Cu câte ai mai puține astfel de recunoaștere, cu atât e mai valoroasă acea recunoaștere, o pleiadă de 27 de doctor honoris causa te face să nu te mai vezi așa cum ești. Aș vrea să rămânem tot la imagini și n-aș vrea să uităm părinții, apropo de repetabila povară, să o cunoaștem pe mama dumneavoastră, iată-o în imagine. Recunosc că sunt un norocos al soartei, am avut doi părinți admirabili. Și aveți! Am norocul să-mi trăiască și să fie trăiască, încă, da? În activitate. Ei sunt, să zicem, originea noastră indiscutabilă, iar eu n-am făcut decât să adaug de fiecare dată acumulări care să-i mulțumească. V-am emoționat. Iată-o pe mama, da? Să vedem și în continuare imagini. Cele mai dragi vorbe ale mamei sunt două. Ăsta seamănă cu mine deștept, pentru că mama a fost premiantă, a făcut numai 4 clase, dar a fost premiantă și acest lucru m-a bucurat extrem de mult când primul diriginte de la generală, profesor de filologie și de din sport, Oteșan, da, da, din Oteșan, da. În clasa 5-a mi-a zis, tu ești băiatul lui Cica, așa îi zicea lui mama, ea a fost colegă de clasă cu mine și ea era premianta clasei. Pune mâna și învață să nu o faci de râs. Și a doua, am mai spus-o în altă emisiune, o replică pe care mama i-a dat-o unei vecine, care plecând noi la treabă... Da, chiar vă rog să o repetați, da? Plecând noi, eu cu coasa și cu vaca și cu mama, nu de mult, vecina i-a spus că... îi reproșea că m-a pus la treabă, profesor universitar fiind, și a spus că... dacă aș avea un băiat ca al tău, nu i-aș trece nici pe dinainte. Replica mamei a fost, de-aia nu l-ai ca al meu. Iată și imaginea tatălui noastră pe care un o să un om aspru, un oltean autentic. Seamănă cu George Coșbuc, chiar.
A și scris versuri în tinerețe. Tata e... Bă, aveți el a făcut... caietele? Da, le-am. El a făcut... V-ați gândit vreodată să le publicați? Nu m-a încurajat el. Adică a zis că vreau să rămână, să rămână ale lui. Iar e 86 de ani, mulți face înainte, anul acesta. Mulți înainte. Ieri am mulți muncit înainte împreună, făcând tot felul de treburi. Așa arătam la școala generală. Au fost primele poze făcute pentru... Vă recunoașteți, da? Frumos. Plecam în tabără, deci am fost într-o tabără. Unde? Și aveam... La Năvodari. Frumos, deci... Și... Aruncarea în valuri. Da, și atunci am făcut această poză pentru a pleca în tabără. Erați premiant, aveați toate drepturile. Să mai vedem o imagine, Andrei. Am fost și în tabără la... Aici este cumnatul meu, sora mea și cei doi părinți, una din camerele de la casa noastră. Camera bună, cum camera se zice. De la drum. De la drum, camera, da? Camera bună, da. De la drum. Aș vrea totuși să-mi dați voie să mai citesc o cugetare. Mie mi-a plăcut. Dumneavoastră ați respectat performanțele mamei, a spus premianță, voința tatălui, mă refer la liceul economic, și dorința bunicului. L-ați prins pe bunicul numai 6 ani. Da? Ce a spus bunicul? Am fost crescut de bunicul pentru că el a fost 11 ani prizonier, a făcut 3 ani de război, 2 mondial, a fost 11 ani prizonier în URSS și când s-a întors, mama era... deja de 14 ani, peste mai puțin de 3 ani s-a căsătorit și cam în 4 ani de după întoarcerea bunicului m-a făcut pe mine. Și pentru că bunicul a zis că el nu și-a crescut copiii, că i-a lăsat mici, m-a luat pe mine și până la 8 ani am fost crescut de bunic. Cât a trăit, a avut un accident de mașină când eu aveam 6 ani și o lună, deci, dar... Regretabil. Ca... În acea perioadă, când eram preșcolar, îmi tot repeta că vrea să ajung om mare, să mă facă inginer. Era etalonul excelenței profesionale la domnia sa. Și am fost marcat de această dorință a bunicului. Eu am luat-o ca un fel de testament, ca un fel de datorie personală și am încercat să îi raportez de fiecare dată succesul meu. Taică-meu a vrut să mă duc la liceu economic pentru că avea dânsul o marotă că nu te duci de la licee la care nu ieși cu o meserie. Și atunci n-am putut să optez pentru un liceu teoretic, a vrut neapărat economicul pentru că ieșeam contabil sau ieșeam merceolog. Deci în Vâlcea erau două licee teoretice, după cunoștința mea. Da, da, erau două prestigioase, Vâlcescu Hovar, și Roaită. Și Roaită, da. Actualmente la Dar Hovar... și peste podul Vinerii Mari, acest liceu economic din Râmnicu Vâlcea... Este de referință. Era la început și am avut norocul să... Era înființat de 4 ani doar când m-am dus eu în 72, dar am avut norocul, fiind înființat de la început, să lucreze numai cu cadre didactice tinere, de-abia venite din facultate. Deci am avut profesori de excepție, șef de promoție... Care dădeau note mici. Eu n-am avut până în anul 3, n-am avut medie peste 9, deși eram premiantul clasei. Deci, a terminat șef de promoție și aici? La liceu, dar în clasa 9-8-20, între 10-8-40, erau profesori care n-au dat niciodată peste 8. Vreau să vă fac o confidență. Am intrat în acest liceu fără să știu că... Știam că exista... Acum e Colegiul Național. Colegiul, da? Am fost președintele Comisiei de Bacalaureat. Am bucurat de ospitalitate desăvârșită, mi s-a spus istoria acestui liceu și sunt bucuros și mă felicit că am un astfel de invitat care a terminat la liceul economic din Râmnicu Vâlcea. Noi eram pepinieră de olimpici naționali. Dacă tot am rămas la liceu, de două ori olimpic național, la merceologie. Da. Merceologie care va... Nu că v-a schimbat viața, v-a ghidat M-a direcționat către Facultatea de Comerț de la ASE. Foarte frumos. Stimați respectatori, invitatul meu, cred că nu greșesc, a rotocolit lumea. Dar cel mai bine unde vă simțiți? În satul natal, pentru că acolo mă impregnez de fiecare dată sau mă realimentez cu seriozitate, sinceritate, corectitudine, onestitate.
Deci, ubi acolo, bene, ubi patria, Oteșani. Sigur. Nu, nu. Pentru mine patria nu e unde mi-e bine. Patria e acolo unde e. Acolo unde e. Acolo e unde ca anteu, când simți picioare, pământul sub picioare, capezi puteri. Apropo de pământ, ați umblat în copilărie mult, desculți, da? Da, pentru la noi în zona Oteșani nu se umblă decât pe dealuri, adică nu există voi. Foarte frumos. Aici este o lansare de carte la Biblioteca Antimi Vireanu din Râmnicu Vâlcea. Domnul Dinescu, cel din mijloc, este un admirabil om de cultură, realizator de emisiuni TV, ca și dumneavoastră la Vâlcea 1. Și organizează tot felul de evenimente. Sunt cu doamna Tudor, cu oameni de la televiziune, cu doamna Mariana Nicolae, acolo e doamna subprefect. Deci nu e doar de poză. A fost un eveniment la care, atenție, la o lansare de carte la Râmnicu Vâlcea în Biblioteca Antimi Vireanu au venit 200 de oameni în sală. De toate vârstele și cu toate dorințele. Deci un adevărat eveniment. Da. Aici Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România m-a desemnat șef de misiune economică a României la Paris, la Madrid și Barcelona. Aici este ministru consilier de la ambasada noastră din Madrid, doamna atașat comercial și alți membri ai ambasadei. Da. Acolo au fost firmele acelea românești, s-au întâlnit cu omologii lor din Spania. Chișinău. Aici la Chișinău, cu o grupă de studenți, într-un proiect al francofoniei, am predat un curs de politic comercial avansat la mijloc, domnule Academia aici, de Studii. Da? Păi da, fetele m-au invitat să-mi prezinte Chișinău și într-un parc minunat am făcut o poză cu frumos. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu între tineri. Aici eram secretar de stat, o delegație științifică românească participa la Sankt Petersburg, pentru că e o relație bilaterală cu Universitatea din Sankt Petersburg. Erați în perioada nopților albe? Nu, n-am prins. Da. Una dintre cele mai valoroase universități europene. Da, am fost și eu. A fost o conferință științifică, e bianuală. Într-un an se ținea acolo, într-un an la ASE. Aici n-am participat ca secretar de stat, ci ca profesor la ASE, am avut comunicare. Suntem la filiala din Sankt Petersburg a Băncii Naționale a Rusiei, a Federației Ruse, și acolo e biroul în care scriam în cartea de onoare. Fica dumneavoastră a studiat la Sankt Petersburg? Fica mea a obținut o bursă de mobilitate la Universitatea din Sankt Petersburg, a urmat un an în cadrul unui program de masterat de marketing internațional. Tot cu acea ocazie, la acel eveniment, împreună cu președintele atunci al Universității din Sankt Petersburg, conducătorul de doctorat al lui Putin. Da, Tarasevici, Igor Tarasevici se numește, acolo este consulul României la mijloc și aici era doamna prorector a universității și eu care, deși înțeleg limba rusă, am preferat rusă, franceză, engleză și italiană. Sigur, am studiat limba rusă, dar a zis să înțeleg exact ceea ce se spune acolo. Fusesem numit de vreo 3 săptămâni secretar de stat și a trebuit să reprezint România la Viena la programul CEPUS și organizatorii acelui eveniment au organizat la Palatul Schönbrunn o festivitate și ne-a pus să dansăm. Ne-am luat prin surprindere pe cei și... Vals, menuet? Era menuet și vals. E o balerină de la opera din Viena și am încercat și eu să țin pasul. Dar româncă totuși, nu? Da, am avut norocul că era româncă, deci... am vrut să o refuz. A zis că nu știu să dansez și atunci mi-a spus, dumne, sunt româncă, faceți ce vă spun eu. Și am devenit celebru în toată zona ex-iugoslavă pentru că a sunat o colegă de acolo să-mi spună, dom'le, te-am văzut la televizor în Slovenia. Aici este în sala Virgil Magyaru. Cu domnul Corca, da? Preună cu un admirabil intelectual al cărui
destin l-am cam urmat. A fost prorector, am fost și eu prorector. Ca președinte al Fundației Româno-Americane pentru Promovarea Educației și Culturii, sunt aici la deschiderea anului universitar. Vă salutăm pe domnul rector Ovidiu Folcuț, fost dumneavoastră student, asistent. Un admirabil conducător. Impecabil. De nouă generație. Și mie mi-a plăcut, a fost invitat într-o emisiune la sugestia dumneavoastră. Sunt foarte mândru că am avut... Aici este la... tot în Spania, la, cu acea ocazie, întâlnirea cu Camera de Comerț spaniolă. Aici sunt la o comisie de doctorat, eram mult mai tânăr decât acum, e profesorul Sută, domnul doctor Nicolae Nistorescu și doamna Maria Cartas, iar președintele comisiei, cel din mijloc, era decanul de atunci, profesorul Ioan Popa, unul dintre cei mai solizi intelectuali pe care i-a cunoscut colectivul nostru de relații internaționale. L-am cunoscut și eu, a venit la Inde, la Ploiești și mi-a plăcut. Aici suntem în față la intrarea la Parlamentul European. Am fost într-o misiune economică invitați de către doamna europarlamentar Maria Grappini și e o parte din echipă la intrarea în Parlament. Prima dată am fost la Parlamentul European în cadrul programului European Union Visitors Program. Am fost o săptămână să mă documentez. Cu acea ocazie despre care vă vorbeam, a fost o conferință despre comerțul exterior românesc, despre oportunități și am avut o intervenție. Și la masă se află reprezentanții ai Comisiei Europene, delegația noastră, era acolo și doamna Dăncilă, atunci europarlamentar, reprezentanți de la Parlamentul European. Poate cea mai prețioasă dintre participările mele internaționale este prezența în 2007, în octombrie, la Kyoto, Japonia? La Science and Technology Forum. Este un forum științific mondial care se organizează în fiecare an în organizarea unui prestigios fost ministru. Să lăsăm imaginile să curcă, ele se autoexplică, da? Și atunci s-a organizat o mini-ministerială, adică în deschiderea forumului acesta, la care participă 800 de scientiști din toată lumea, au fost invitați reprezentanții ai ministerelor. Și Ministerul Educației m-a desemnat pe mine și am avut onoarea să stau la masă cu 3 laureați ai Premiului Nobel pentru chimie, biologie, adică știință, pentru la o masă rotundă. Ne-am înscris, fără să știm... unii de alții la o secțiune care se ocupa de brain drain versus brain circulation. Interesant. Îmi pare rău că am fost singur atunci și n-am făcut o poză să mă laud și eu cu ea. Ne lipsește, da, ne lipsește. Dar am fost după aceea la 2 reuniuni ale organizației de cooperare la Marea Neagră, la Atena și la Istanbul, ca reprezentant al... Am participat de 2 ori la 2 conferințe ministeriale Bologna, în 2005 la Bergen și... Fără să fi scos vreodată din suflet oteșani. Niciodată. De la Bârca la Viena și înapoi, pentru mine a fost de la oteșani și... De la Bârca sau de la Barça la Viena? De la Bârca, Bârca, da? Domnule profesor, ne apropiem de sfârșitul celei de-a doua părți, ce repede ce trece timpul, și am lăsat la urmă imaginile cu familia Dumitru Miron. De ce? Pentru că toate realizările pe care eu am încercat, m-am străduit să le menționez, nu ar fi fost posibile fără sprijinul permanent, dăruit cu dragoste și înțelegere, de către doamna Rodica, da? Și soția noastră și Alexandra, fiica noastră, pe care le salutăm de aici. De asta stăpânim noi planeta, pentru că suntem o comunități sociale. Și sigur, comunități sociale compuse din comunități familiale de asemenea. Nu poți reuși nimic în viață dacă n-ai alături de tine o familie unită, o familie dedicată, devotată, o familie admirabilă. Deci în singurații nu sunt, poate greșesc, nu cunosc performanții fără familii remarcabile. Iată, în familie aici, dar cu aici cine este sora, cumnatul, fiica mea în spate și eu mai... Mi-a spus că mai ca frații, deci nicio problemă, da? Mai mult decât o relație frățească cu toți cumnații. O salutăm pe doamna. Este primul nostru început. E o poză făcută chiar în anul în care ne-am căsătorit, 1983. Deci în anul 1983. Așa arătam eu și soția mea atunci. Foarte frumos, da? Sigur, poza e în 89, e mai încolo.
Aici aveam 40 de ani, împlineam 40 de ani și lucram la casa de la Znagov, îi puneam etaj. Și mi-am făcut poză sus acolo. La înălțime, tot timpul a fost la înălțime. I-am împiedicat pe meșteri, că am invitat colegii să aniversăm 40 de ani de viață și în ziua aia am spus, dumneavoastră, nu mai bocăniți, că erau colegi în curte. Frumos. Dar era zi de lucru și senină. Aici cu soția, la mai târziu, la evenimente... Câtă tandrețe! Dumnezeu, mi-am iubit și îmi iubesc soția. Frumos. Și invers, pentru că nu se poate fără o relație apropiată să... Felicitări! Conviețuim de 40 de ani. Fi ca și ginerele meu, la momentul nunților. Îi salutăm de aici. Sunt foarte mândru de copiii mei și... Mă bucur mult de tot. Tot doamnă. Noi am cununat 22 de familii și am botezat 24 de copii. Acum o săptămână mi s-a născut al 25-lea fiind. Oh, felicitări! Își mai amintesc de dumneavoastră, nu? Și ei își amintesc în momente relevante. Da? Da. Ce aș putea să mai spun? Un singur lucru. Știți? Să creați emulație și să gestionați cei 4C. Ni mai reamintiți și nouă pe finalul cele de-a doua părți pe cei 4C? Caritate? Coerență, coeziune și consecvență. 4C. Ați rămas consecvent în a vă respecta principiul? Indiscutabil. Frumos. O liniaritate pozitivă, evolutivă, dar nepunctată. Foarte frumos. Vă mulțumesc foarte mult. Facem din nou o scurtă pauză. Sunt în partea a treia a emisiunii Oameni cu Poveste. Invitatul meu este domnul Dumitru Miron, economist ca formație, doctor în economie, profesor la ASE București, conducător de doctorat. Am să vă rog să vă spuneți povestea carierei. Am apreciat titlul cântului pe care dumneavoastră l-ați dat, Filonul aspirațional în carieră. Să începem totuși, să rămânem la liceul economic Râmnicu Vâlcea. Era un liceu tânăr în 72 când am dat eu admitere. Se înființase de vreo 4-5 ani și avea un corp profesoral remarcabil, sigur că această clădire e mult îmbunătățită acum. Categoric. Mai avem o imagine, vă rog frumos, mai avem o imagine tot de acolo, de colecție. Aici colegiul, iată cât de repede s-a schimbat. Colegiul economic, suntem noi, promoția 1976, ne întâlneam cu ocazia 40 de ani de la absolvirea... Rămânem puțin pe această imagine, sau o să schimbăm imaginea, pentru că la telefon se află în sfârșit doamna profesoară universitară, doctor Mariana Nicolae. Bună ziua, să rămână doamna profesoară! Bună ziua, stimate domnule! Ne cerem scuze pentru întârziere, așa se mai întâmplă, și nu doar atât, îndrăznesc să vă rog, ca în limitele specifice unei intervenții telefonice, în cadrul unei emisiuni TV, să ne spuneți aproape totul despre domnul profesor Dumitru Miron, invitatul meu din această emisiune. Vă mulțumesc pentru că îmi dați o astfel de sarcină foarte dificilă. Nu știu exact cât este uzanța pentru o astfel de intervenție, dar să vorbesc despre domnul profesor Miron în câteva minute este aproape imposibil. Pentru că sunt însă profesor de comunicare, am să încerc să-mi structurez dorința de a spune lucruri cât mai multe și cât mai frumoase despre domnul profesor. Și am să vă spun că domnul profesor Miron este în primul rând un om deosebit și pentru cei care au fericirea, un prieten adevărat. Cei pe care au fericirea de a fi... Eu știu alături de a fi cunoscut în diverse ipostaze. Pe lângă un om deosebit, domnul profesor este profesor cu majusculă. Aș spune că este un profesor
aproape de săvârșit, de săvârșirea știm foarte bine că nu există pe lumea asta, dar domnul profesor se apropie foarte mult de profesorul ideal, deși dacă o să întrebați studenții, probabil o să râdă și o să vă spună, o, nu, este îngrozitor de aspru, ne obligă să învățăm, ne șifică la examene, ceea ce din punctul meu de vedere este un lucru minunat. Nu pentru că îi picăm la examene, ci pentru că nu întotdeauna studenții noștri trebuie trecuți doar pentru că se deranjează să vină la un examen. Și mai vreau să spun despre domnul profesor Miron faptul că este unul dintre puținii administratori profesioniști ai sistemului de educație superioară din România la diversele paliere ale acestui sistem de educație. Și nu insist foarte mult pe acest lucru, pentru că, mă rog, cine este interesat poate să-l caute pe internet și va vedea că a lucrat în diverse etaje. Noi am spus acest lucru, deci vă rog să continuați, pentru că da, îmi place portretul pe care îl realizați. Comunicați ușor, vă rog. Vă mulțumesc. Atunci am să mă îndrept către ceea ce am spus, spre calitățile omului Dumitru Miron, și am să vă spun că este o persoană cu o capacitate deosebită de a identifica inovația, de a o implementa și de a o sprijini apoi în derularea ei în sistem. Și cred că asta spune mult despre profesorul Miron, pentru că a inova într-un sistem de educație, care este prin definiție conservator, nu este ușor. Aș vrea să mai spun despre domnul profesor că este echilibrat, cumpătat, cu un cuvânt mai românesc, mai neoș, ceea ce este extraordinar de important pentru un om aflat în poziții de conducere. Lucrează foarte bine sub stres și în condiții adverse. Probabil din cauza asta, mulți dintre prietenii, între ghilimele, l-au pus adesea în astfel de condiții. Are tăria necesară de a lua măsuri nepopulare, o tărie care astăzi, cred că sunteți de acord cu mine, lipsește destul de mult în societatea, nu numai românească, în societatea în care trăim. E adevărat, da. Corect. Este în același timp necruțător și subliniez cuvântul necruțător față de neglijență, chiar și față de prietenii apropiați. Așa cum le spuneam de multe ori colegilor mei când eram încă profesor nepensionat, ne întâlnim și vorbim și suntem prieteni foarte buni și în următoarele momente, dacă este cazul, nu se sfiește să mă pună la zi și să-mi atragă atenția foarte serios că nu este corect ce spun. Aș mai vrea să subliniez încă un lucru la domnul profesor Miron. Are o capacitate extraordinară de a-și ieși din zona de confort. Respectiv, deși este economist, nu? Și un economist ne zice deosebit, vorbește câteva limbi străine și, spre deosebire de mulți români, le vorbește cu ușurința și cu, cum să spun ca să mă înțelegeți greșit, și cu dorința de a comunica bine, păstrând nuanțele, ceea ce este destul de dificil pentru un om care nu este profesionist, nu este filolog prin formație. Și în sfârșit, probabil că lumea, telespectatorii se întreabă, dar doamna aceasta nu poate să spună și lucruri mai neplăcute despre domnul profesor. Chiar vă rog, negative. Unii pe lângă lipsuri au fost negative. Chiar vă rog, doamna profesoară. Da. Domnule, nu cred că pot să spun chiar lucruri negative, dar în mod cert, domnul profesor, fiind un om
fiind o ființă umană desăvârșită, ca să zic așa, are și domnia sa anumite carențe. Vă rog. Și una din carențele pe care le-am reproșat întotdeauna și le reproșez și acum este că muncește prea mult. Și asta se transformă, muncește îngrozitor, are o capacitate de muncă înfiorătoare. Și asta îl conduce din punct de vedere managerial, câteodată, la o atenție prea mare pentru detalii. Lucru care se spune, eu știu, în lumea anglosaxonă ca o aplicare către micromanagement, ceea ce nu e întotdeauna foarte bine. Un alt lucru care poate fi considerat o carență este că domnul profesor are o sinceritate extraordinară, aproape periculoasă, lucru care l-a și costat destul de mult, pe care dumnealui însă nu o consideră așa și nu o vede din punctul meu de vedere, ci o consideră o verticalitate fără de care nu putem exista pe pământul ăsta, mai ales în profesia de profesor. Și uneori, iarăși la carențe și la părți negative, i-aș reproșa domnului profesor faptul că vorbește adesea foarte metaforic. Ceea ce este foarte frumos și foarte plăcut, dar dacă e să ne gândim la claritatea comunicării, uneori acest lucru poate fi dificil. Deci, cam acestea sunt așa lucrurile pe care aș putea să le spun la repezeală despre domnul profesor Miron, dar sincer am putea petrece mult timp împreună, pentru că domnul profesor Miron, de exemplu, și ca să vă dau un exemplu concret, pentru un lucru deosebit pe care l-a făcut atunci când era decanul Facultății de Relații Economice Internaționale, a inovat în sistem, dezvoltând și lansând două programe deosebite pe care și acum Facultatea de Relații Economice le are și le are într-un fel foarte eficient, respectiv programul de limbi moderne aplicate și programul de pregătire a studenților internaționali, anul pregătitor de limbă română. Numai despre asta aș putea să vă vorbesc, cred că o zi întreagă, dar... Nu, într-o emisiune aș dori eu, pentru că sunteți un portretist admirabil. Într-o emisiune de acum lansez această invitație, noi nu ne cunoaștem și oricând doriți, nu neapărat prin intermediul domnului profesor, invitatul meu, vă pot eu suna și vă aștept într-o emisiune. Mulțumesc foarte mult, dar să lăsăm ultima verba invitatului meu, domnului profesor, multe în cuvinte puține. Mulțumesc enorm, doamnei profesor Mariana Nicolae, care este un radiograf remarcabil și vreau să-i spun că dacă la calități semănăm pe aproape, la defecte semănăm perfect. Mulțumesc foarte mult, să rămână, la revedere, vă așteptăm într-o emisiune la noi. Vă mulțumesc foarte mult. Admirabilă, doamna. Anunțasem noi titlul cântului, da? Filonul aspirațional în carieră. Aș vrea să mai rămânem un minut la Râmnicu Vâlcea, la liceul pe care l-ați absolvit, șef de promoție, și aș avea o scurtă întrebare. La Râmnicu Vâlcea s-a format profilul învingătorului de mai târziu, la liceu? A început să se formeze acolo și a început în logica extracurriculară cu un profesor admirabil de contabilitate care era și actor la teatru din localitatea noastră și care m-a distribuit într-o piesă de teatru pentru a juca un rol de hâtru, un rol de învingător metaforic, spunându-mi ceea ce eu n-am crezut atunci, că am niște calități pe care după aceea mi le-a decriptat. Sigur că profilul de învingător a pornit mai devreme și a continuat acolo în momentul în care vrei să obții nota 7 sau nota 8, pentru că aia era Everestul la doamna Elizabelu sau la domnul Dumitru Mareș, și
ca profesor remarcabil sau la profesorul Stoica, la care diferența între repetenție și nota 10 era uriașă. Sigur că devii învingător fără să vrei, trebuia să învingi astfel de mare elemente. După aceea s-a continuat și la facultate, pentru că întotdeauna orizonturile înalte aspiraționale au fost alimentate de referențiale puse sus. Haideți să vedem câteva imagini în studenție, din studenție. Studenția noastră a fost interesantă și, în general, eu am admis la facultate în 1976 și vă spuneam că, ducându-ne cum era legea în armată, noi băieții, în 77, când urma să ne întoarcem și să venim studenții în toamnă, s-a desființat facultatea la care dădusem admitere. După aceea, după primul an, am fost prima promoție care am fost trimisă la Canal Dunăre-Marea Neagră să construim și noi magistrala albastră. Acolo sunt unele imagini din acea zonă, imagini din studenția mea și imagini de la canal unde aveam căștile pe cap. La absolvire n-am mai prins orașele mari, a fost o studenție foarte interesantă. Da. În perioada studenției am fost dedicat învățatului în primul rând, pentru că trebuia să iau bursă și trebuia să iau bursă cât mai mare. Că era... Bursă republicană. Am avut în anii 3 și 4 Felicitări. Bursă republicană, să dădea una pe facultate și era destul de deci, consistentă. Deci, pe care văd că nu i-ați marcat, v-am provocat și trebuia însă să ai o funcție obștească și eu n-aveam o funcție obștească, pentru că stăteam mai mult la bibliotecă decât deci, în afară. Deci știați drumul bibliotecii. Nu eram șoarece de bibliotecă, dar îmi pregăteam temeinic toate activitățile. Nu erați. Iată ce spuneți dumneavoastră. Oamenii compleți nu sunt cei care stau doar la bibliotecă. Este nevoie în viață de un echilibru dinamic între activitățile curriculare și extracurriculare. Păi da, deci nu stăteam doar la bibliotecă, dar stăteam mult la bibliotecă. Destul de mult. Și de aceea a fost prima pregătire pentru bursă. M-am dus în comitetul de cantină. Ați fost șef, am fost președinte. Președintele comitetului de cantină. Ca să dar n-ați fost blatiz niciodată. Nu, mai ales atunci când eram în comitetul de cantină, trebuia să le arăt colegilor de cameră cartela că n-am vândut-o. Am înțeles, da. Cum mai făceam noi în studenție? Mai avem imagini din studenție? Sigur, ele sunt multe. Așa o întrebare la care aș vrea să-mi răspundeți cu sinceritate. Ce ingrediente speciale a avut succesul din perioada studiilor universitare? Mi-am pregătit câteva întrebări. Păi, temeinicia, continuitatea, încrâncenarea față de lucru bine făcut, colegialitatea, disponibilitatea față de colegii mei, pot să depună mărturie că eram un coleg care săream întotdeauna în sprijin atunci când la o problemă de matematică nu ieșea soluția sau la statistică sau cineva avea dificultăți în elaborarea unui referat, apelau la Dumitru Miron. Eu n-am fost, îmi spunea un coleg de-al meu de serie, că n-am fost șef de promoție din cauza mediei mari. Pentru ei am fost șeful de promoție pentru că aveam întotdeauna posibilitatea să rezolv mai bine problemele la care se blocau ei. Media mare fiind 9,98. Da, am avut un 9 la limba rusă. Dar cum ați ajuns să optați pentru cariera universitară după ce ați absolvit? Taică meu nu mă încuraja foarte tare. El a zis, nume, dacă ai terminat, ieșeam acolo merceolog și aveam o meserie, ar fi fost fericit să ies pe leafă cât mai repede, pentru că el era zidal, muncea cu mâna în var. Dar când i-am spus că vreau să dau o admitere la facultate, mi-a zis, tată, du-te și dă-i și în momentul în care intri, mă voi da peste cap să te sprijin financiar. De ce la comerț și respectiv la specializarea relației economice internaționale? Pentru motivul că am avut un coleg cu 2 ani mai mare la liceu, care admisese. Se crea și o legendă că la relații economice internaționale intră numai cei care au făcut meditație, care sunt fii de oameni care lucrează în misiuni diplomatice, în comerț exterior. E adevărat. Colegul meu, Jean Diaconu, de la Fârtățești Vâlci, cu 2 ani mai mare, mi-a zis, dom'le, dacă vrei să dai la relații internaționale, du-te că, uite, eu, fără să fiu fiul de ambasador, tot de la liceul ăsta am intrat.
și el m-a încurajat. Domnule profesor, care au fost principalele șocuri culturale și emoționale, cred că au fost, care v-au marcat primii ani ai vieții de dascăl? Tânăr și neliniștit, cum spuneați dumneavoastră. A fost un prim șoc emoțional. Au fost astfel de șocuri? Da. Vă rog. Să treci din bancă la catedră. Era un prim șoc. Pentru că disciplinele la care am lucrat eu întotdeauna au fost în penultimul sau în ultimul an de facultate. Cel puțin în primii 3 ani de asistenție am avut în grupele de studenți colegi de cămin, de cameră din cămin. Deci era foarte greu să te impui în fața unor oameni cu care jucase-i fotbal în complexul agronomie. A fost primul șoc ca să-i fac să mă asculte colegii cu care eram la pertuă. Al doilea șoc, și mai greu de depășit, a fost acela de a trece din postura de învățăcel în postura de, cu deferența de rigoare, de coleg de catedră cu magiștrii. Practic, în momentul în care intram în catedră în primii ani de zile, mă simțeam întotdeauna ca la un interviu, ca la un rechizitoriu. Deși cei mai mulți dintre cei mai tineri, domne, zine, hai să ne vorbim la pertu, magiștii îmi spuneau colega, a fost un al doilea șoc. Al treilea șoc a fost acela al acumulării de cunoaștere care să-mi permită să... Nu să știu eu carte cât toți cei dintr-o grupă, dar să știu carte mai bine decât fiecare dintre cei dintr-o grupă, ca să poți să le explici. Și al patrulea șoc a fost comutarea de la a înțelege eu ceva, niște fenomene sau procese sau arhitecturi, ale transmite, pentru că dumneavoastră știți care sunt cele 4-5 etaje ale comunicării universitare. O să mai apelăm la doamna profesoară într-o emisiune să le detalieze. Cu ce comportamente specifice ați întâmpinat marile schimbări de după 1990? Pentru noi toți a fost o transformare la care nu ne gândim. Dar pentru dumneavoastră, în mod special? Pentru mine n-a fost o transformare radicală, pentru că norocul vieții a făcut ca eu să lucrez la Catedra de Relații Economice Internaționale, la discipline de comerț internațional, politici comerciale și tehnici tranzacționale, și schimbarea n-a fost deloc fundamentală, pentru că negocierea, contractarea, derularea afacerilor, tehnicile de comercializare, leasing-ul, franchising-ul se învățau și înainte și nu erau socialiste sau capitaliste, erau mecanisme derulatorii. Transformări mai mari au fost pentru alți colegi de la socialist științific, economie socialistă și alte lucruri. O comutare. Să schimbase însă peisajul. Au urmat categorii noi de studenți, generații de studenți cu aspirații diferite, atitudini. Deci dacă înainte de 89, am prins 7 ani înainte de 89, studenții mai erau disciplinați și pentru că le era teamă de nota mică. După aceea trebuie să îmbrățișăm alte metode didactice care să-i facă pe copii să vină la școală. Deci în 90 s-a desființat frecvența obligatorie. Deci sala trebuia să rămână plină, dar prin alte mijloace, nu prin condică. Eu știu, fără să vă lau, apetitul... că țineați cursurile cu casa închisă, cum se zice. Bine, aia pune, pentru că înțelegeam că lucrurile se pot spune, lucrurile grele, complexe, se pot spune și metaforic. Atenție la metafore, deja doamna profesoară a fost puțin acidă. Sigur, doamna profesoară a vrut să spună că depinde de publicul căruia te adresezi. Categoric, da. Adică abundența de metaforă într-o lume a... amestecată. Familiarilor cu metafora nu e un defect. Defect e când vorbești metaforic cu unor oameni limitați din categorii, multe puncte de vedere, care nu înțeleg poanta glumei. Aș vrea să vedem și rog regia ce spune despre dumneavoastră doamna conferențiar doctor Marilena Stoian, care așteaptă la telefon și sunt și eu curios. Domnule profesor, mai am eu altă curiozitate. În ultimii 15 ani am asistat la schimbări frecvente și de anvergură ale criteriilor de evaluare a performanței profesionale și științifice.
Ce părere aveți despre acestea și cum credeți că a contribuit această instabilitate la amestecarea sau chiar la inversarea scalei valorilor? Aștept un răspuns sincer. Deci, cam lungă întrebarea, dar... O societate nu poate să progreseze dacă nu are referențiale, standarde, criterii. Criteriul și creativitate vin din aceeași rădăcină și trebuie înțelese în acest sens. Pe de altă parte, vreau să fac precizarea că e nevoie de criterii. Modul cum au evoluat ele, cum s-au schimbat și ce au urmărit necesită comentarii de mare complexitate. Deci, dacă transform criteriile în paturi ale lui Procust, dacă transform criteriile în matrici, în care trebuie să îndeși o realitate, atunci ele sunt defectuoase. Dacă urmărești orizontul aspirațional și continuitatea în carieră și criteriile se bazează pe indicatori de rezultat, nu pe indicatori de input, atunci lucrurile sunt altfel. Deci output-urile, da? Output-urile nu... O avem la telefon pe doamna conferențiar, dr. Marilena Stoian. Să rămână, doamna profesoară! Bună ziua, bună ziua! Doamna profesoară, este o plăcere, o onoare să facem cunoștință deocamdată telefonic, dar o mai mare bucurie mi-ați produce dacă ne-ați spune multe, în cuvinte puține, despre invitatul meu, domnul profesor universitar dr. Dumitru Miron. Da, și eu mă bucur să intrăm în dialog. Domnul profesor universitar Miron Dumitru pentru mine este un vechi coleg și prieten, Dorin. Și pentru dumneavoastră, vă rog, da, vă rog, da? Care știu, da, din facultate cât se, ca student, cât se preocupa să învețe cât mai mult, nu erau atunci internetul, era greu de găsit surse de inspirație, stătea mult pe la bibliotecă și era întotdeauna la curent cu toate noutățile și am admirat parcursul profesional. Permanent ce am apreciat enorm, dând dovadă de o integritate rar întâlnită. Mai sunt colegi care sunt brum profesioniști, dar și dublată această preocupare de carieră cu o integritate mai rar. Am avut ocazia să ne întâlnim și în diverse proiecte europene în care am colaborat și am văzut că Dorin Miron a rămas la fel de deschis și de receptiv la tot ce este nou și pe plan european și a știut să transpună, să spunem, toate ideile și conceptele preluate de la Uniunea Europeană și ca instituție la realitățile românești și la nivelul de înțelegere și de percepție al studenților și al masteranților. Și nu în ultimul rând, pentru mine e mare lucru că este un oltean, fiind și o olteancă. De unde sunteți, doamna profesoară? Eu sunt născută la Craiova și fratele meu la Băilești. Foarte frumos. Și... deci oltean, partea dreaptă a Oltului. Oltean-colteancă, da? Oltean-colteancă, vă rog, adevărată. Vă rog, ce ne mai puteți spune? Am apreciat că Dorin întotdeauna, cu orice ocazie, vorbea foarte frumos și... să spunem, eu fiind implicată și în partea de turism, de Oltenia și ca destinație turistică, de că nu toată lumea știe cât e de frumos și în Oltenia și ce mâncăruri bune sunt și ce oameni primitori. Și am fost încântată să văd cât de implicat este Dorin, cât de atașat, adică de familia lui. Pentru mine, un om care e atașat și își prețuiește familia este un exemplu. Eu nu pot să înțeleg pe cei care și la ce să te aștepți ca străin dacă un om nu-și iubește familia. Iar Dorin, faptul că a fost întotdeauna apropiat și vorbea cu atâta căldură de părinți, de toate sărbătorile, merge acolo, mi se pare extraordinar că nu-și uite chiar când a ajuns pe niște poziții înalte și prorector și decan și diverse funcții și faptul că e profesor universitar cu o integritate și o moralitate recunoscută, întotdeauna familia a fost pe primul plan și întotdeauna vorbea cu multă căldură și de familie, părinți, soră, toată familia și de soție, fiică, tinerile care e tratat ca un
tot ca un fiu, ca cineva din familie. Doamna profesor, am o curiozitate. Aici, pe plasmă, purtați o ie. Este o ie oltenească? Da, este o ie oltenească. O port de câte ori am ocazia. Este ca un simbol și mi se pare că e foarte important că să ne arătăm cu mândrie originile. Foarte frumos. Îl las pe invitatul meu. Mă bucur mult pentru acest dialog și pe dumneavoastră vă aștept într-o emisiune. Eu vă felicit că l-ați ales ca interlocutor. Sunt convinsă că, ca întotdeauna, spune niște lucruri esențiale și vorbim și de o retrospectivă, dar și cu gândul la viitor. Mulțumesc, domnule profesor. Ne-a tușat, doamna. Mulțumesc mult de tot, Marilenei, pentru aceste gânduri frumoase. Vreau să vă spun că mă bucur că am ocazia să mi le exprim. Vă mulțumesc că aș vrea să o treceți în este trecută deja, lista și dumneavoastră, notat. Să o invitați pe doamna Stoian în emisiune, pentru că are multe lucruri de spus. Aș vrea doar să spun un lucru. Ea e creatoare de școală adevărată. A fost primul președinte al ANTREC, Asociației Naționale a Turismului Rural din România. A fost vicepreședinte la nivel european, acum e președinte de onoare și e un animator. Coordonează, a inițiat și coordonează o revistă, Vacanțe la Țară, deci este un om care a zidit... Deci nu Viața la Țară, nu, nu, Vacanțe la Țară. Foarte frumos. Este un intelectual rafinat, un universitar cu o componentă practică aplicativă remarcabilă și faptul că vorbește frumos despre mine este mai onorant pentru mine decât pentru cei care ascultă. Vă mulțumesc foarte mult, doamna profesoară. Cu multă plăcere, cu multă convingere și felicitări pentru interlocutorul ales și numai bine tuturor. Vă mulțumesc, să rămână. Numai bine, la revedere. Aș vrea să rămânem tot în mediul oltenesc și îl rog pe Andrei, da, să ne ofere o surpriză muzicală. M-a făcut mama oltean. Melodia preferată. Da? Melodia preferată? Păi este preferată pentru strofa aceea cu cine se ia cu mine bine, îi dau haina de pe mine. A strofa a doua, dacă foarte bună. Să ascultăm pe Ion Luican. Paie verde magiran, măi, m-a făcut mama olteană, măi. Port căciulă de astragan și cămașe de tulpan, cojocel de miel bârsan, măi, leano. Oltean sunt, oltean-mi zice, oltean sunt, ori-mă-i duce. Sunt oltean de jiuleț, mititel și iubăreț, m-a făcut mama isteț, măi leano. Foarte frumos, mulțumim! Aș vrea să trecem la ultimul cânt, numai când nu este, întrebări scurte, dar nu înainte, nu înainte, de mai vedea un material, l-am lăsat la urmă, că avem foarte important, și anume profesorul Nicolae Sută. Dumneavoastră a fost discipolul acestui maestru. Da, profesorul Nicolae Sută s-a înscris pe traseul meu profesional și științific ireversibil și de neexclus, pentru că a fost un model pe care l-am avut când eram student, modelul exigenței duse până la acceptabilitate, nu dincolo de acceptabilitate, verticalitate greu egalabilă și în același timp o dedicare față de meseria de dascăl cum n-a mai fost altcineva. Era un profesor care nu întârzia niciodată, nicio secundă punctualitatea. Da? 8 ani de zile cât i-am fost asistent, s-a impregnat ireversibil și în genetica mea.
În altă ordine de idei, exigența care mi este reproșată, cum ați văzut, am constatat, moștenire, da? De la profesorul Sute, n-am dus-o până la nivelul dumnealui de excelență, dar în studenția mea și după aceea exista un procent maxim în lumea studențească și visul de aur al celor mai mulți studenți era să ia 5%. Acela era procentul absolut. Profesorul Sute după aceea m-a, cum să zic, înfiat profesional. Când am venit asistent, m-a luat asistentul domniei sale. Cele mai multe ore le-am avut la comerț internațional. M-a acceptat ca și coautor. Deci profesorul Sute a scris toată viața numai cărți de autor și doar în ultima vreme a luat cu multă exigență, eu fiind unul dintre primii care au fost acceptați coautor la niște ediții ale cărților domniei sale. Mi-a fost conducătorul de doctorat. A fost foarte supărat în 1984. Comisia de admitere la doctorat nu m-a admis pe mine, nu pentru că mă iubea dânsul, ci pentru că a considerat că eu obținusem cel mai mare punctaj. De altfel, a și refuzat în acea comisie să valideze rezultatele din 84 și l-am anul trecut, în anul în care urma să împlinească 90 de ani, l-am petrecut pe ultimul drum. Îi păstrez un respect special. Pentru mine reprezintă modelul dascălului cu D mare, cum spunea un interlocutoare, cu majuscule. Foarte frumos, vă mulțumesc. Domnule profesor, în ce împrejurări ați avut cele mai mari satisfacții intelectuale? În momentul competițional, în momentul în care m-am confruntat cu cei din afara peisajului, la manifestări științifice naționale și internaționale, cu ocazia conferințelor internaționale, atunci poți să te raportezi la radiațiile competiției și ai mari satisfacții. Se spune că bogăția fiecăruia dintre noi se compune și din sfaturile înțelepte pe care le primim în viață. Cum comentați? Indiscutabil. Sigur, consilierea, sfătuirea, vorbele de duh, povețele, pentru că noi începem să ocolim... O să revenim asupra, da? Noi începem să ocolim termenii românești. Povață e mai frumos decât sfat sau consiliere. Da, avem nevoie de gândurile bune și de recomandările întemeiate ale celor care ne plac sau mai ales a celor care nu ne plac. Se zice că un om înțelept primește idei bune și sfaturi utile sau critici de la oricine ar veni. Aveți eroi preferați în istoria noastră prin erou, eu înțeleg acela, care și-a dăruit viața unui lucru mai important? Întotdeauna am avut de ales între Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir. Și ce ați ales? Acum l-aș alege pe Dimitrie Cantemir, pentru că în cazul său, componenta culturală, artistică, intelectuală și diplomatică este mult mai pronunțată. A fost muzician de geniu, a fost istoric remarcabil, care a intrat în istoria lumii, economist. Descripția Moldavei este prima analiză statistică și economică a dezvoltării. A fost un fin diplomat, nu știu în ce măsură a fost un mare domnitor, dar l-aș alege pe Dimitrie Cantemir. Frumos. Aș vrea să-mi spuneți ce calități și ce defecte au românii, așa cum ați constatat dumneavoastră. Deci românii au multe calități și multe defecte. Printre calități am cuprinde generozitatea, bunătatea, flexibilitatea sau adaptabilitatea, istețimea. Sunt specifice poporului român. Și defecte? La defecte, duplicitatea, elasticitatea istorică. N-am acumulat în timp o capacitate de a ne mlădia, pentru că am fost nevoiți să o facem. Aș putea spune că românii au printre defecte și maleabilitatea. Suntem mai puțin vertical decât alte popoare pe care le văd eu mai mândre. Suntem în același timp și, cum să zic, e greu să găsim defectele. Eu mă refer la defectele mele ca român. Credulitatea. Credem prea mult și prea des în casandrele care ne spun diverse. Sunt suficiente, eu vă mulțumesc.
Ați făcut compromisuri pe care să vi le reproșați? Toți am făcut compromisuri pe care să ni le reproșăm. Dar dumneavoastră? Păi am făcut compromis, în primul rând, în tinerețea mea, am făcut compromisul de a crede în valențele unei societăți condamnate de istorie, cum s-a dovedit comunismul. Deci eu am fost primit în partid în 1979, în Partidul Comunist Român, și am crezut că acel lucru este rezultatul firesc al mediei mele mari, când de fapt era cu totul altceva. După 89 am făcut alte compromisuri. M-am asociat cu persoane de care îmi pare rău acum să-mi amintesc. Nu ne amintim. Sunteți perfecționist? Perfecționist nu, dar exigent cu mine și cu cei din jur, da. Dacă ar fi să beți un singur vin, ce ați alege? Păi, prin patriotism local aș alege o crâmpoșie de Drăgășani. Poate ne dăruiți și nouă, pentru că adevărul e numai în vin, deci în vinul de Drăgășani. In vino veritas, dacă știți să citești. E adevărat foarte mult, foarte mult. Vă rog să puneți în ordine cei trei I cu care cred că v-ați confruntat. Invidie, ignoranță, indiferență. Mi-au fost sugerați de către profesor Octavian Stănășire, pe care îl salutăm de aici, invitându-l la o a treia emisiune. Dacă o tratăm în sens negativist fenomenul... Cum doriți. Deci în sens negativist, pe primul loc, adică cel mai negativ element, ar fi ignoranța. Pentru că ignoranța te transformă în ceea ce Ana Blandiana numea popor vegetal. Deci din ignoranță suntem neatenți cu noi înșine, neatenți cu cei din jur și așa mai departe. Indiferență, pardon. Primul lucru, pe primul post aș pune indiferența. Ce am spus mai devreme se referă la indiferența. Nu poți fi indiferent față de ce ți se întâmplă, față de ce li se întâmplă celorlalți, față de ce le se întâmplă în jurul tău. Și toată această indiferență te transformă în legumă, nu în ființă vie. Pe locul 2 aș pune, ce a zis dumneavoastră, ignoranța. Ignoranța este izvorul acesta al mediocrității. Oamenii ignoranți rămân mediocri, iar mediocrii sunt manipulabili, ceea ce se și dorește. Și pe ultimul loc aș pune invidie. De ce? Pentru că există și invidie pozitivă. Da, trebuie să ți-o cucerești. Adică, sigur că putem să fim invidioși colegial pe performanțele apropiaților noștri și asta să fie... invidia asta se numește admirație sau respect. Putem fi invidioși față de ceea ce n-am reușit noi. Da, sigur, există și invidia negativă, aceea în care îl urmărești pe celălalt pentru că e mai bun ca tine și pentru că e mai ortoman și are oi mai multe, mândre și cornute, la apus de seară te hânhăitezi cu cineva și produci miorița. Încă o dată am apreciat bucuria cu care ați venit în emisiune. Vă mai aștept și la altă emisiune. N-am uitat că prima emisiune Oameni cu Poveste am făcut-o împreună. Iată, a fost și a doua emisiune, deci este o tradiție. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorii. Căci dacă omul cu poveste, cu omul și povestea este, să crezi povestea te îndeamnă că omul ei ceva înseamnă Corneliu Berbente. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Oameni cu Poveste, mulțumește în primul rând invitatului, domnul profesor Dumitru Miră, și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru fidelitatea cu care ne urmăriți și vă promit că vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! Această emisiune este sponsorizată de GPRO.